Un proiectil de artilerie a fost descoperit îngropat la doar câțiva centimetri sub șinele de cale ferată în gara Azuga. Proiectilul datează din cel de-al doilea război mondial și a fost descoperit de un angajat al firmei care se ocupa de schimbarea tronsonului de cale ferată între Sinaia și Predeal. Jandarmii au asigurat imediat zona și au ținut departe curioșii. Proiectilul, peste care de-a lungul anilor au trecut mii de trenuri, a fost ridicat și transportat la Ploiești, unde va fi distrus într-un poligon. Numai în ultima săptămână, între Azuga și Predeal au mai fost descoperite încă două proiectile neexplodate din cel de-al doilea război mondial. Este vorba de un proiectil de 100 de milimetri din cel de-al doilea război mondial. Acum urmând să cercetăm cauzele cum a fost descoperit, urmând ca să ridicăm în vederea transportării și distrugerii. Este o zonă predilectă pentru asemenea descoperire? S-a mai găsit un singur proiectil de-a lungul timpului. Din istoricul nostru pe care îl avem, nu rezultă că ar fi o zonă cu multe încărcături de asemenea natură.